să contracareze planurile comuniștilor prin înțelepciunea sa. Părintele Mitrofan,
era omul care se putea numi păzitorul Părintele Patriarh Justinian, pentru că el trebuia să fieze la poarta orice intra, așa să se însemna cercetarea Duhului, cum spune el. Și cercetatul avea un talent extraordinar, când trebuia să fie cineva și îi merita să primească Părintele Patriarh, îi spunea ceva mai de bun, dar nu dădea drumul. Și tot așa, cineva să fie, poate fi primit, într-adevăr, prezenta așa cum trebuie. Și dacă ar trebui să spun, cred că sunt mult prea multe de spus. Și dacă mi-ați dat voie să privim la o întrebare ce s-a răspuns profesor Vasile și de spus, o mulțumesc atât de frumos, cum că ești astăzi mărturile laicilor despre Hristos și credința lor. Și aș vrea să-mi spun că mi-aș fi dorit mult de tot să ascund mărturia de laicilor și din vremea comunismului și din vremea ateismului. Pentru că sunt lucruri extraordinare și nu știu dacă s-a făcut vreodată o, știu eu, o cercetare în privința aceasta, care să se culeagă mărturile de acest fel. Că s-ar găsi niște lucruri neopremenite, care să vedeți că oamenii aveau credință și va fi ca cei despre care tineri cred astăzi că doar că s-au revoltat atât a fost din a lor. Este vorba, dar pe asta voie să vă spun mărturia, nu la aici. În Maramureș. Și când ați referit la aici, în vremea aceea, dar neinternizați. Neinternizați. Iată, Maramureș, la Trivist, s-a dus la biserica asta, la Sfântul Sfântul Noștri, a rugat pe Părintele Sfântul Toți în Ana, când a rugat la și acolo i-a spus, mă, nu mă văd, uite, este Dumnezeu. Și ia uitați-vă, vedeți că din am, om, îi vedem, în Orisoare, vedem. Dacă Dumnezeu vedeți, nu îl vedem. Păi nici nu există. Aveți o întrebare, bătrân, liniștită. Și spune, tot așa, vedeți oameni buni, că din acum ne vedem, nu vreți doar vedem. Și la mincea de un șor de vedeți, nu vedem pe nici o mare. Vor constitui un exemplu, un reper moral
mărturisitor sau trebuie să avem și o perspectivă morală, duhovnicească, dacă vreți, soteriologică. Legionar. Habar n-avea. Unde au zis, aaa, zice,
Voicescu, cu socru, fost, nu știu ce, opa, nici vorbă de așa ceva, soția și pe foarte bine, ne-am pus acolo, era afișată la patriarhie, ne-am pus să vedem că este casa, să fie dat. Biserică știam că există, dar casa, dar trei copii, noi suntem în două camere balcon de la Sfântuieța, acolo a fost frumos acolo, dar erau două camere balcon, era cinci camere, era greu. Și am văzut să zic, după aceea am aflat, la bar, n-am dat că zice biserică legionară, de fapt n-a făcut legionară, dar avea că e simplu acolo, pe putem pe la numărul 3, acolo venea cu drag și cu ceva. Și la biserica cea mai apropiată, fiind oameni credincioși, participa. Hramul Sfântului nu e, deci, așa. În fine, vreau să vă spun, fiind la această biserică, unde până ziua de astăzi mai vin foști de ținuți politici, care mai trăiesc, am cunoscut atâția oameni, băt creier, minunați, oameni cu ani grei de pușcărie, 10, 5, 17. Mi-au adus cărți, bine, am și citit, dar la un moment dat, mi-a dat seama că contează să vorbești cu tine cu oamenii. Am întâlnit din partea acestor băt creier și am zis, dacă legionari, că au fost și între ei, au fost multe popor. În orice ce la țărăni și la liberaj, la toți au fost și până ziua de astăzi. În orice provincie românească sunt și toți de popor. Dar au fost niște oameni minunați și după aceea la părinte, la casa, pentru că voi ce să ne amintesc, prietenii voștri, colegi de episoare, ce oameni extraordinari. E bine, acești oameni, mărturisitori, martiri, au și ei copii, au nepoți, să știu niște lucruri și aici și cu asta vreau să închei. Eu sunt foarte bucuros când viitori preoți se interesează de acest segment al istoriei, pun întrebări, le răspund tot ce știu, tot ce știu, pentru că suntem oare cu un capar, oare ora să încheie, dar noi suntem în pauză și putem să discutăm, sigur, cu mare atenție, să nu de dată de mâini și să nu... Și credeți că am învățat ceva? Da, da, am învățat. În primul rând, cum aș zice, nu am să mai bine terminate, să asociați aceste etapa care tinerilor, ceau ce au publicat și mai ales în mediul virtual, da, sunt foarte promis. Greutățile dar dacă mai răgângele de motivul vorba patriarhului nostru. Hai să trecem de la ceartă la cercetare. Să vedem că se cercetează realitățile și să răspunde. Da. Eu sunt, fără să mă hazardez, sunt foarte optimist. Sunt foarte optimist. Slavă Domnului, ați văzut și bisericile noastre sunt frecventate. Avem sunt oameni care ne ajută și ne susțin și asta ne ridică și moral, dacă
Mulțumim frumos Sfinției voastre, doamnelor Irina și Iuliana, tuturor părinților doctorului Mădița, tuturor părinților profesor Ioan Caraza pentru completări, dumneavoastră tuturor pentru dorința și dragostea de a participa în această seară, la această întâlnire duhovnicească. Să știți că ele vor continua și cu alții invitați, păstrăm așa o surpriză, nu vi spunem, dar merită să vedeți în continuare la aceste seri și întâlniri duhovnicești, mai ales că sunt organizate din dragoste, din dorința și din voința foarte sinceră a Părintelui Paul și din mila lui Dumnezeu. DVD-urile cele două aduse de Părintele Bogdan Mădița, înțeleg că vor fi la pancar, la reportaj, de vizare, merită consultate, merită achiziționate. Facem de o